Perioada. Da, dar și când apar coșmarurile? Ce se e, întâmplă? Când apar coșmarurile, acum, dacă vorbim despre modul în care sau ce sunt aceste vise, cele care le ține minte sunt cele mai importante pentru noi. Asta de ținut minte, că este un clar un mesaj. Acum, de cele mai multe ori, mesajul este metaforic. Da? Imaginația de cele mai multe ori va vorbi în metafore, nu o să ne vorbească mot amor. Sunt rare cazurile astea. Mendeleev a visat tabelul periodic, așa cum este și el, dar în rest sunt metafore. Și atunci când ai un vis, clar are o semnificație, este un mesaj pentru tine. Ideea este ce faci dimineața după ce te-ai trezit cu acel vis, dacă stai puțin să gândești la, la, el, să, să te ocupi de el sau zici, ok, am visat, asta este, ce interesant a fost coșmarurile sunt vise extrem de importante pentru noi, pentru că au acea latură emoțională. Da? De obicei sunt înfricoșătoare, dar ceea ce este interesant este că întotdeauna ne trezim înainte să o pățim. Exact, exact. Da? E cumva o formă de, a creierului de a se proteja, de a spune, nu, nu, eu nu vreau să mor și atunci produce deodată frecvența beta ca să deschizi ochii, să te trezești. Da? Să oprești acel vis, pentru că visele sunt o formă de realitate ale, ale, a, a, a noastră. Dar acel coșmar este extrem de important. E un mesaj foarte important ca să-l ții minte și să, să supui atenție acel mesaj. Trebuie și totul este să în descifrare, exact, în decodificare. Da? El, unul din exemplele este Elias Hove, care a rezolvat problema mașinii de cusut industriale, care a avut parte de un coșmar ca să reușească să rezolve da. chestia asta. Așa că, eu aș spune, în drum, întotdeauna nu vă fie frică de coșmarul, ci întrebați care este mesajul care, care mi-l transmiți. Tot, José Silva ne-a adus în prim da. plan și niște metode de control al somnului. Nu am mai vorbit despre ele, dar da. le putem relua, relua, relua. și discuta, relua. pentru că sunt de actualitate. Uh -huh. e, inclusiv controlul viselor. Există ca și... Ideea de ce? Pentru că și el a avut parte de un vis care l-a intrigat și atunci de acolo a început să observe, să studieze la vremea aia cât putea să acceseze informația și a creat această tehnică prin care pas cu pas învățăm să decodificăm visele, astfel încât să ajungem la situația în care am o problemă, nu știu care este soluția, cu toate că în acest univers nu există probleme fără soluții. Da, întotdeauna vin împreună, e vorba de acea dualitate, zi, noapte, lumină, întuneric și așa mai departe. Dar avem asemenea situații unde, de fapt, ok, nu știu ce am de făcut, ce să fac acum. Și acolo putem, în momentul acela, învă să învățăm să comandăm un vis. Și știi, acum o să fac o paranteză, e o tehnică pentru că ținem cursuri și pentru copii. E o tehnică pe care copiii o adorau, fiindcă e. Să comandăm visul, ce o să fie la teza? și primesc informația. Este formidabil când ne povestesc cum au primit, cu ce au visat și cum au ei decodificat și descifrat. Și atunci are timp să se pregătească să treacă teza Deci cu, cu toții brio. putem să ne comandăm, absolut. să ne programăm un absolut. vis. Absolut, absolut. Putem să ne programăm. Și Dar ni e nevoie să înveți tehnic. Dar da, ni s-a întâmplat, cred că știți ți s-a întâmplat și m-au auzit foarte mulți oameni povestind, avem un episod, un vis, ne trezim, da, vrem, a, da. adormim și continuă, și continuă visul. visul. Da. Da, și mi s-a da. întâmplat de mult. Exact. Și există și faza în care, mai rar întâlnită, de uh, vise conștiente, unde știi că visezi, da. dar ești în vis. Sunt faze mai rare, să zic așa. Să vorbim de sub un 1% din totalul viselor și oamenilor care, uh, care au parte de asemenea experiențe, care de multe ori sunt întâmplătoare, dar. Și mai puțin sunt cei care pot produce conștient chestia asta. Uh, revenind de la această stare a creierului, starea alfa, mie mi-a plăcut la cursul tău, uh -huh. acel laborator, să spunem, Așa, și da. cât poți divulga tu aici, despre importanța acelui spațiu, practic, da. pe care îl creăm da. noi mental. Da. Deci e este... important să ne creăm un spațiu mental uh -huh. și uh, te întrerup, scuze-mă uh -huh. puțin. Și în foarte multe. Uh, metode de da. vindecare holistice, să le spunem, întotdeauna ne creăm un spațiu. Uh -huh. Un spațiu uh -huh. sacru, imaginar. Da. Da? Da, pentru că este... Camera manifestării, camera exact. vindecării. Aici da. vorbim de laborator. Da, de laborator și da. poți să mergi mai departe... Cu imaginația. Uh, cu imaginația. Dar ideea principală este că noi avem imaginația, însă, ca să putem să colaborăm cu ea mai bine și mai concret, când avem niște scopuri de realizat, s-a simțit această necesitate de a crea un spațiu unde să, să o punem. Da, inclusiv acel laborator are doi sfătuitori, da, un bărbat și o femeie, creăm aceste personaje de ce? Pentru că îmbrăcăm genialitatea noastră într o formă umană. Teoretic ar trebui să fim noi, pentru că noi ne naștem genii. Și nu este o chestie aruncată ca o vorbă, ci este un studiu făcut de NASA în anii 70. Au angajat niște cercetători să observe, pentru că o să aibă nevoie de genii să-i angajeze și să studieze cum să racoleze și care sunt potențial genii. Și această echipă de cercetători s-au dus la grădiniță, după care au mers clasa 1-2 și au descoperit că 100% din toți copiii care sunt la grădinița, sunt geniali, au toate, tot ce este necesar pentru a fi denumit geniu. Toate abilitățile. Toate abilitățile. Dar undeva până la 10 ani începe să scadă, sau își păstrează această genialitate undeva până la 6-7 ani, după care începe să scadă, la 10 ani a scăzut mai mult, și undeva se consideră că la 30 de ani ne pierdem această capacitate de a accesa partea noastră genială.